Coșmarul trăit zilnic de către giurgiuvenii care au case situate pe aceste străzi a devenit obișnuință pentru oamenii care spun că se simt de parcă nici nu ar locui la oraș. Dau exemplu comune apropiate municipiului Giurgiu și spun că se roagă celui de sus să nu plouă foarte des. Asta pentru că sunt inundați de fiecare dată, iar zona Ramadanului este aproape inaccesibilă. Vorbim despre străzile Căminului, Oltului, Biruinței, Crișului, dar și despre celelalte fundături, unde noroiul se întinde dintr-un gard până la celălalt. Nu există asfalt și nici măcar urmă de pietriș. Suntem uitați ai nimănui. Cum vedeți și dumneavoastră, acum ne rog că Dumnezeu a venit și a uscat puțin ca să puteți să mai treceți. Că n-avea să treceți nici pe acolo. Uite, la fata asta era până în gard, a mai răcuit ea. Dar ce să-i faci? Asta e situația, dar nu știu de ce suntem uitați. Hai să le înșirăm. După orice ploaie se umple de aici până la mașina aia, deci circa 34-50 de metri și la intrare are o gaură că toate zile. Iar aici se face din gard până în gard. Una, a doua, de o săptămână n-avem noaptea lumină, am zis o seară, o fi două, dar pe vis-a-vis, dincolo pe Oltului, s-a pus și piatră, arde și becurile seara, nu știu care e explicația. Ăia unde sunt, noi unde suntem. A fost o chestie, s-a băgat apa, canalizarea, gazele. Și după gaze, dacă ultimele care au fost gazele, au fost acum 2 ani. Deci acum 2 ani așa arată în fiecare toamnă, în fiecare primăvară și nu mai spun că iarna vine o zăpadă și să mai astupă, să mai potolesc treburile. Giurgiuvenii sunt mai mult decât revoltați. Au trimis zeci de adrese către primărie, însă de ani de zile așteaptă un răspuns sau o rezolvare pentru a putea trăi decent. E ceva suplimentar care am făcut-o anul trecut pentru că intra apa în curte și eu din curte ieșeam pe niște pietre din alea și pe o scândură lată, parcă pluteam pe mare. Deci situația e tristă. Acum 2 ani când a fost treaba cu schimbarea cu Ponta cu Iohannis, a venit domnul primar și am vorbit aici în poartă, eu personal. Gata, domnul Marine, trebuia să nu-mi dau numele. Gata, domnul Marinescu, o să vedeți că la primăvară, că era în noiembrie, era în octombrie când era, să vedeți la primăvară că va veni și va băga și va făcu și nu știu ce. Ce a făcut? A venit după ploaie într-o zi, un ăsta cu un excavator, a împins, mai rău a făcut și după aia când i-am zis, mă, de ce faci așa? Fă și tu puțin, că uite-l, că e drept și nu se duce apa. A dat în cap, a plecat la colț. Și plecat a fost. Hai de capul meu, ce doamnă zic, la noi aici și așa zic, suntem mai nimănui, pe cuvânt. Deci, deci și frică să mai ieșim din casă, uitați și dumneavoastră, dacă nici la țară, la cel mai, nu avem luminile, nu este, suntem mai nimănui. Cred că dacă vrea să facă asfalt, tot rămândanul ăsta cu Oltului, cu Ialomicioare, cred că consumă mai mult de 4 km de asfalt. Dar nici piatră cel puțin, niște piatră de asta să... Uitați și aici! Chiar și în perioadele când nu plouă pe strada Căminului, abia se poate circula. Situația a devenit și mai greu de suportat după ce s-a lucrat la rețeaua de gaze, iar pământul rămas nu a fost evacuat, ci a fost împrăștiat pe stradă. Așa încât pe lângă noroaie și bălți, acum nivelul străzii este peste cel al curților, iar apa se scurge în gospodăriile oamenilor, afectându-le astfel și casele, nu doar curțile. Când plouă, e dezastru. Uitați și dumneavoastră, uitați. Din 62 locuiesc aici. N-a fost așa. Chiar ca acum apă. Era strada mai jos, dar noroi am avut întotdeauna. Întotdeauna. Pe strada asta nu s-a făcut niciodată. De când m-am mutat eu aici, trăia bărbatul meu și când s-a format fabrica de cărămidă, uite toate bordurile astea și pietrele astea. Când plouă, țipă toată lumea că... Intră apa în curte, că de acolo, eu sunt mai aproape. Aici nu s-a pus piatră deloc. Am mai venit cu un buldozer de la... Și am zgârmat așa în termen de... Dar puțin așa. Dar nu a făcut nimic, să pună niște piatră ce puțin. Gândăm și noi banii, contribuim și noi la orașul ăsta cu impozite, cu tot felul de taxe. Dar când plouă, deci așa este infern. Nici, cred că... Până și la Gostinu, că la Prundu, zice că la țară tot e făcut pe străzi. La noi nimic. S-a mai uscat acum, dacă n-a mai plouat 2-3 zile, dar acolo, așa e pe strada noastră. De ani de zile, de când e? Of, e de mult, a cărat, uite cum e curtea, e jos și acolo punea nisip și acum vreo 2-3 ani a pus piatră de asta mai mare și s-a mai bătut.
și nu s-a mai făcut, dar a fost noroi mereu. Până când primăria va reacționa cumva la zecile de adrese trimise de acești giurgiuveni, oamenii spun că s-au înarmat deja cu răbdare și s-au obișnuit să trăiască mai rău ca la țară.